cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moral. Bună dimineața, oameni buni! Ne-am mutat cu locul astăzi pentru că e o zi importantă pentru județul Neamț. De fapt, ieri a fost ziua cea mai importantă pentru județul Neamț. O zi, putem spune, istorică, pentru că ieri s-a încheiat la Consiliul Județean o epocă și începe alta. Să nu vă gândiți la prostii sau la sentințe sau la Curtea de Apel Brașov. Nu, nici vorbă de așa ceva. Ieri s-a încheiat o epocă la Consiliul Județean odată cu finalizarea unui proiect european, unui proiect european extrem de important, poate cel mai important proiect european din mandatul domnului Ionel Arsene și a celorlalți președinți ai Consiliului Județean. Deci, ieri a fost finalizat un proiect care se cheamă așa: instrumente standardizate și proceduri antimită pentru UAT Județul Neamț. Înainte de a continua, vreau să spun că o să avem invitații, suntem în așteptarea lor, vor fi doi și va fi o discuție interesantă astăzi, sper, până când ajung invitații care sunt pe drumuri liberalizate în Județul Neamț. Continuăm, deci, proiectul instrumente standardizate și proceduri antimită pentru UAT Județul Neamț, adică pentru Consiliul Județean Neamț. Deci, de ieri începând, această instituție nu mai poate fi asociată cu MITA. Pentru că, de ieri începând, există instrumente, nu oricare, standardizate și proceduri, nu de oricare, antimită. Proceduri antimită ca să fim siguri că acolo nu se mai atinge nimeni. Bine, că acest proiect este făcut pentru naivi. E altă poveste. Dar să vedem de ce s-a făcut acest proiect. Că scrie aici. Proiectul de vreo 412.000 de lei, adică aproape 100.000 de euro, așa, din care județul a pus doar european, adică nu te încurci, a pus doar 8.257 de lei și 19 bănuți, bani cinstiți, așa. Deci proiectul ăsta a durat 16 luni. Vă dați seama ce pregătire s-a făcut în 16 luni cu toți funcționarii de la Consiliul Județean, probabil și cu șefii. Adică Ionel Arsene, facem abstracție de condamnarea lui în primă instanță pentru 3 infracțiuni de corupție. Așa. Facem abstracție de domnul Chitic, care și el are un proces încă pe rol. Facem abstracție de domnul Asafte, care și el mai are niște datorii, avea niște datorii pentru niște așa. Facem abstracție de Mădălina Ciubotaru, care și ea este condamnată. Deci facem abstracție de toți ăștia și ne bucurăm foarte tare că avem un program antimită la Consiliul Județean, care s-a încheiat. Deci ieri este o zi istorică pentru acest județ. Din acest moment, repet, nu mai putem vorbi despre mită luată fără proceduri la Consiliul Județean. Nu mai vorbim despre mită care se ia fără instrumente standardizate. Până acum se vorbea, parandără 15-20%. Nu, domne, nu se mai ia așa. Adică nu se mai face așa ceva. De acum avem standarde. S-au cheltuit 100.000 de euro. De ce? Ca să reducă vulnerabilitatea la corupție în Consiliul Județean Neamț. Bă, de ce au simțit nevoia? Pentru că sunt aliniați la tot ce înseamnă nou acești oameni de la Consiliul Județean Neamț. Au avut și o creștere a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului de conducere. Adică, personalul de conducere pe care i-am amintit mai înainte, Ionel Arsene, Dragoș Chitic, Iona Saftei, Mădălina Ciubotaru, etc., au fost acum educați în spiritul anticorupție.
Acum, nu știu, sper să bucure toți de această educație în continuare. Da, și lucrurile să meargă foarte bine. Ce vreau să vă mai spun doar atât și ne întoarcem la invitații noștri? Faptul că la rezultate obținute în urma acestui proiect avem următorul lucru. Că s-a realizat un sondaj de opinie la punctul 7. Un raport în urma sondajului de opinie cu privire la nivelul de percepție al cetățenilor și a personalului din administrația publică referitor la aspectele anticorupție din județul Neamț. Dom'le, am rezolvat toate problemele. Sperăm ca astăzi să nu fie o continuare a acestui program anticorupție cu rezultat final. Și acum să ne întoarcem la emisiunea noastră și la invitații noștri de astăzi. Domnul președinte al PNL Neamț, domnul George Lazar. Bună dimineața, domnul Vărănescu și telespectatorilor dumneavoastră. Și domnul senator Eugen Nazare Țapu, bună dimineața. Salut, vă mulțumesc pentru invitație și salut pe cei care ne urmăresc. Domnilor, eu am făcut o introducere pentru că ieri am spus că a fost o zi istorică pentru județul Neamț. În istoria județului nu a mai avut o instituție atât de bine standardizată și cu proceduri clare antimită, cum este Consiliul Județean, care acum are și proiect încheiat. Deci s-a încheiat, e frumos, suntem... Asta se aplică de acum încolo? Sau? Păi nu, dar ieri s-a... ieri s-a încheiat. Deci da. Ieri s-a încheiat, deci de acum am intrat într-o epocă nouă, epocă nouă care poate fi chiar confirmată într-un fel oarecare astăzi. Dar să ne întoarcem la emisiunea noastră, să lăsăm ca Consiliul Județean să-și facă treaba, instituțiile statului să-și facă treaba și să vedem care este situația în Partidul Național Liberal, local, național, în guvern și în Parlament. Aș vrea să vorbesc cât mai puțin azi. Vă rog. Cine începe? Cum ne dați cuvântul, domnul Vărăscu? Dar eu v-am spus că eu am lansat plăcinta. Acum, dumneavoastră... O să încep eu, dacă... Vă rog, domnul senator. Deci, vă rog frumos. Care o știre foarte bună, domnul senator, și o inițiativă legislativă foarte bună. Deci, așa acum, cum... dați voi un pic. Aștept și eu să văd un senator cu o știre bună. Domnule, foarte bună, nu bună. Vă spun imediat. Așa cum am promis și în campania electorală, dacă țineți minte, primul punct în campania mea electorală era reducerea fiscalității pe forța de muncă. Da? Asta am și făcut în Parlament, iar marți am introdus la biroul permanent al Senatului legea voucherilor de vacanță și pentru cei 4,2 milioane de angajați din sectorul privat. Adică ce am discutat noi acum câteva luni, parcă două luni sau trei luni. Am lucrat cam două luni la ea, împreună cu colegi din UDMR și din PSD, mai precis semnatari, cosemnatari alături de mine pe expunerea de motive, sunt liderii de grup ai PSD și UDMR. Legea e semnată de 140 de parlamentari din PNL, PSD, UDMR. Și cred că are șanse destul de bune să se materializeze. În cât timp, domnule? Acum intră în procesul legislativ. Deci eu știu că intră în procesul verbal. I-am cerut procedură de urgență. Eu sper ca până la sfârșitul sesiunii astea, până la 30 iunie, de exemplu, să o trecem de cele două camere. Deci ar putea intra în vigoare anul ăsta? Dacă nu, cel târziu, în septembrie-octombrie... Ar putea intra în vigoare anul ăsta? Adică, nu, ca prevederi bugetare, n-are cum să intre. Intră de la 1 ianuarie 2024, da. Asta e și prevederea pe care am prins-o în lege, că ar fi trebuit să modificăm toate legea. Asta zic, era multe. De la 1 ianuarie 2024 e prevăzută legea. Eu am plecat de la trei probleme principale în elaborarea acestei legi. Unu, discriminarea efectivă care se produce azi între angajații din sectorul public și subscriu. Angajații din sectorul subscriu. Privat. Pentru că nu e posibil că
toți sunt contribuabili. Ba chiar unii mai mult ca ceilalți. Unii sunt contribuabili. Unii chiar contribuabili principali. Direcți, direcți. Cei care nu beneficiază. Deci cei contribuabilul direct, că da, cei de la stat primesc banii, corect, de la stat și se reține impozitul din banii care vin de la stat. Corect, banii, corect. Da, de firmă. Toți contribuie la buget și de acolo primesc numai o parte. Adică cei 1,2 milioane de angajați din sectorul public. Asta nu e rău, dar ideea toți care contribuie, toți contribuabili să beneficieze, inclusiv cei 4,2 milioane de angajați, circa 4,2 milioane din sectorul privat. Și doi, astăzi România, când azi când vorbim, are cel mai ridicat cost fiscal pe angajat din toată Uniunea Europeană. Adică aproximativ 41%, mai exact 40,85%. În condițiile în care, de exemplu, vă dau niște exemple. Slovacia, 17,86%. Bulgaria, 22,4%. Polonia, 29,29%. Ungaria, 33,5%. Germania, 27%. Uitați-vă, la noi numai CASE-ul e 25%. La care se adaugă CSS 10%, la care se adaugă impozit pe venit 10% și contribuția de 2,25%, adică totalul taxelor e 47,25%. Dar costul fiscal, economiștii știu, e o ecuație matematică care înseamnă totalul taxelor raportat la salariu brut și iese 40,85%. Imens. Vă dau un exemplu ca să înțeleagă lumea. În Germania, de exemplu, un salariat care are un salariu de 3.000 de euro brut primește în mână 2.289 de euro. Același salariu în România îi primi în mână 1.755 de euro. Adică, în Germania, taxele pe salarii sunt 617 euro, în România sunt 1.300 aproape. Mai mult decât dublu față de Germania. Și atunci e o necesitate să scădem taxele în condițiile în care Ministerul de Finanțe azi încasează pe CASE, de exemplu, cam 80-85%. Nu încasează 100%. Și atunci, în condițiile în care principala problemă a economiei naționale devine din ce în ce mai tare forța de muncă calificată, e absolut necesar să ridici presiunea fiscală de pe salariați, de pe angajați. Asta într-o primă imagine, pentru că beneficiile vin și în zona cealaltă. Și a treia problemă de la care am plecat este ponderea turismului în produsul intern brut. În România, conform Institutului Național de Statistică, ponderea turismului în produsul intern brut este 2,9%. În Uniunea Europeană, ponderea turismului, industria turismului în produsul intern brut, media Uniunii Europene e 4%. În condițiile în care România are un potențial turistic incomparabil cu multe state din Uniunea Europeană. De exemplu, potențial, Slovacia, da. Ungaria. Potențial sau... avem. Păi, da. Altceva ne lipsește. Păi, și atunci am zis, domnule, trebuie să ajungem cu ponderea industriei turismului și a industriilor conexe. Că aici, dacă o să dezvoltăm, o să vedeți că sunt multe industrii conexe. Industria alimentară, comerț, servicii, transporturi și pot continua cu fiecare sector industrial. De exemplu, industria mobile, industria sticlăriei. Dar intrăm în detalii. Putem merge chiar la învățământ. Acum, impactul bugetar al acestei legi este 6,09 miliarde de lei. Adică asta înseamnă 0,42 din produsul intern brut. Și din discuțiile cu Ministerul de Finanțe, zicea, domne, dar de unde luăm noi banii? Dar de ce nu socotesc câți bani se întorc din chestia asta? Păi asta spun și eu. Asta le-am și spus. Păi, dar spuneți-mi voi întâi de ce încasați 80% din CASE, de exemplu, și nu încasați 100%. Pentru că e foarte ridicată taxa. Când o scădem, o să vedeți că vă cresc încasările. Asta e una. Doi, efectele economice ale acestei legi, eu le estimez la minimorum de o creștere a produsului intern brut de minim 1%.
Adică consum 0,42 și crești un minim 1. Dar minim 1 e cea mai pesimistă estimare. Hai să socotim așa 4 milioane și ceva de oameni. Ei socotez numai 6 miliarde, dar efortul bugetului. Dar tu mai completezi când te duci. Dar omul când pleacă în concediu nu se duce cu 14 milioane. De 1450, 400. Că își mai ia 2000 de lei ca să poate. Absolut, absolut. Și atunci efectul va fi peste 1% din PIB. Dar am zis, domne, consum 0,42... Fidelizezi angajații... Le crește productivitatea absolut, muncii. Absolut, absolut. Sunt multe... Bun. Și deci proiectul ăsta, din câte înțeleg, este un proiect la care a achiesat majoritatea... Eu l-am lucrat și au fost de... Coaliția a achiesat la el. Adică senatorul Radu Oprea, care e liderul de grup de la Senat, și senatorul Turoș de la PSD și senatorul Turoș. Deci Loran, sunt toate șansele ca el să meargă am, pe... Am schimbat idei și... Cu deci care am... Sunt șanse să meargă pe repede înainte. Deci asta ar însemna că de la anul, dacă nu avem surprize... De la 1 ianuarie 2024, așa e prevăzut în lege. 2024. Este o veste bună pentru... pentru salariați. Văd că... Colegul a și pus deja pe atitrat în direct ce ați spus dumneavoastră, ceea ce este foarte bine. Felicitări, Bogdan. Să-l lăsăm pe domnul Țapu un pic să apată, să savureze cafeaua de dimineață și să vedem că se spune așa că ești ce bei. Știți, domnul Țapu bea cafea? E cafea și apă. Și apă. Domnul, eu numai apă. Numai apă. Sunt apă. Oricum noi suntem apă în proporție, cred că 90%. Eu beau ceai. Organismul uman e apă. Așa. Ce noutăți, domnul președinte? Din ce zonă, domnul? Păi, din zonă, dacă am început pe plan național, haideți să începem pe plan național. Până coborâm în neamț. Da, eu sunt curios, facem schimbări, nu facem schimbări la prim-ministru, nu facem, ce se discută în coaliție? Sunt conform discuțiilor din... Că eu citesc numai presa și conform presei, ba azi îl schimbăm, ba mâine nu îl schimbăm. Nu schimbă nici presa, nu schimbă nimeni pe premier, pe domnul președinte Nicolae Ciucă. Conform protocolului în coaliția de guvernare, cu siguranță anul acesta, așa cum au declarat și premierul Ciucă, așa cum au declarat și colegii din Forul Superior de la București, prin vicepreședinții Partidului Național Liberal și discuții noastre din BEX, din BPN, în cursul anului 2023, probabil undeva orientativ spre încheierea sesiunii parlamentare, probabil luna iunie, se va face rocada la nivel de coaliție de guvernare și PSD-ul probabil că va intra cu premier. Vom vedea atunci, în momentul respectiv, ce propunere va sau ce persoană va desemna președintele României, pentru că e atributul exclusiv al domniei sale. Dar premierul Ciucă, noi, liberali în general, suntem oameni de cuvânt și ceea ce am asumat în coaliție, la formarea acestei coaliții, sigur că respectăm. Domnul, noi suntem liberali și de dreapta. Pentru noi da, contractul e sfânt. Sunteți într-o coaliție cu PSD-ul, dar care nu mai știu... Asta. Pentru noi, pentru liberali. Bun, dar dacă ei, nu vor... Dar dacă ei nu vor... Adică cum să nu vrea ei să preia guvernarea în sensul de a avea premier? Da. Deci vorba asta avea loc, dar așa cum vă spunea și domnul președinte George Lazăr, din motive tehnice de PNRR, probabil că nu va fi pe 25 mai. A, pentru că sunt niște, trebuie sunt schimbate semnături, chestii. După aceea schimbă miniștri și trebuie să din nou avizele orei pe circuitul avizator din nou. Și trebuie închise câteva lucruri din punct de vedere tehnic de PNRR. Și probabil că sfârșitul lunii iunie, probabil, pentru că vom avea această rocadă despre care discutăm. Dacă pleacă primul ministru, deci se face rocada, trebuie tot guvernul cade și trebuie reinvestit. Reinvestește, dar în protocolul ăla noi am semnat așa, schimbăm premierii, schimbăm ministrul de finanțe și ministrul transporturilor și secretarul general al guvernului trec la PNL și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Justiția și Cancelarea primului ministru trec la PSD. Acum
mai pot interveni negocieri, asta la ministrii de linie, dar în principiu noi vrem să respectăm în tocmai protocolul cum a fost semnat. Am văzut negocierea, am văzut că și un nemțean este agreat de PSD să preia Ministerul Finanțelor, domnul Burduja. Asta e treaba Partidului Național Liberal, pe cine va propune, evident că și noi... Eu am înțeles, nu, dar am remarcat că era nemțean. Evident că și noi vom susține dacă e nemțean să fie, da. Am înțeles. Nu depinde numai de lui. Am înțeles. Bun, în altă ordine de idei. Astăzi este o zi în care tot județul, ce să ne mai ascundem? Toată lumea așteaptă, stă cu ochii pe curtea de apel Bacău, să Brașov. Vedem... Brașov, pardon, că Bacău... Na, am rămas cu reminiscențe. Am rămas cu reminiscențe. Tribunalul Bacău. Deci, curtea de apel Brașov, toată lumea face pariuri, toată lumea face tot felul de lucruri. Eu parcă, cum să vă spun, deci nu știu, ce părere aveți? Eu nu am nicio părere, eu aștept justiția să pronunțe. Din punct de vedere, dacă mă întrebați ca om politic, nu vreau să-mi dau cu presupusul ca om politic sau ca președinte al PNL la Neamț, pentru că nu ar fi corect să zic, domnule, se întâmplă într-un fel sau altul. Sigur, justiția e suverană și va decide. Dacă mă întrebați, acum fac și eu ca Victor Ponta, ca parlamentar sau ca prim-ministru, dar dacă mă întrebați ca avocat... Eu vă întreb ca prim-ministru acum. Nu sunt prim-ministru, nici în obiectivul ăsta. Nici Ponta nu-l mai are. Probabil. Nu, am fost aseară la o emisiune la Roman TV, la domnul Daniel Muraru, și acolo am avut o discuție chiar pe subiectul ăsta și le iau teza care am exprimat-o și acolo, îi vreau și la dumneavoastră, ca avocat... ca om de drept, care am 20 de ani în spate de practică judiciară, citind în tot ce înseamnă mass media nemțeană pronunțarea dată și motivarea hotărârii dată de Tribunalul Bacău în dosarul Ionel Arsene, acea condamnare de 8 ani și 4 luni, citind toată acea motivare a instanței de la Bacău, citind în presă după aia susținerile pe care le-au făcut avocații domnului Arsene în și obiectivele pe care au mers în apărare în dosarul de la Bacău, din punctul meu de vedere, cred că pedeapsa, stric ca avocat vă spun treaba asta, cred că pedeapsa va fi o pedeapsă orientată în zona de aproximativ 6 ani cu executare. Va fi o pedeapsă cu executare. 6 ani nu poate fi decât cu executare. Păi nu, după nou cod penal, maximul e de 3 ani la care poți apri suspendarea condiționată executării pedepsei, maximul pe vechiul cod penal era de 4 ani. Unde puteai să aplici suspendarea aplicării pedepsei. Din punctul meu de vedere, strict ca avocat, cred că va fi o pedeapsă cu executare orientată undeva la un aproximativ 6 ani de zile. Da. Asta ținând cont de faptul că una dintre faptele pentru care Arsene a fost trimis în judecată s-a intervenit prescripția conform deciziei CCR. Și atunci dacă n-am citit dosarul din scoarță în scoarță ca să pot să am o opinie juridică fermă sau absolut sigură, dar prezumăm că acea faptă s-a prescris conform deciziei CCR-ului și atunci rămân cu două fapte. Atunci, dintr-un calcul aritmetic strict bazat pe interpretarea legilor și a codului penal, cred că pedeapsa va fi orientată în zona de 6-6 ani și ceva aproximativ. Da, eu am zis 5,5. Da, înseamnă să ne dăm cu părere. Da, da, chiar nu. Nu, pe mine mă interesează. Sunteți liderii ai Partidului Național Liberal în județul Neamț și aș vrea să vă întreb, este inevitabil să nu vă fi gândit ce se întâmplă în continuare în Consiliul Județean? Aveți consilieri? A venit cineva din zona PSD-ului să vă propună vreo discuție? Să fiu foarte clar. Și o să vă răspund foarte sincer. Nu ocolesc răspunsul. Dar nu, că nici n-ar vezi de ce. Cum a spus foarte sincer și care e părerea mea ca avocat vis-a-vis de problema juridică judiciară a lui Ionel Arsene. Să înțelegem, Ionel Arsene a dezvoltat în jurul lui în ultimii 8 ani, cât a condus PSD-ul la Neamț și cât a fost președintele, și încă mai este președintele Consiliului Județean Neamț, ce a crescut sub el sunt oameni după chipul și asemănarea lui. Un om deștept în general se înconjoară de oameni deștepți, un om ca Ionel Arsene se înconjoară cu oameni de tipologia lui Ionel Arsene. De aici se subînțelege ca să nu exprime mai departe. Tot ce a construit Arsene sunt oameni
mai jos puțin. Adică dacă Arsene poate de nota 5, 3. Da? 3. Pe scara lui, pe scara lui pe poate scara de nota 10. Da. Pe nota 10. Da. Sunt indulgent. Sunt da. un profesor indulgent. Nu, că putem pune note în sistem rusesc. Acum, punem note în sistem rusesc și 3 e o notă nu foarte lăsat, mare. Nu i-a lăsat să vină să discute. Și acolo... Nu, nu, eu de ce v-am întrebat? Pentru că acum... Acolo sunt oameni sub nivelul lui Ionel Arsene. Acei oameni au fost ținuți, ca în mitul peșterii lui Nietzsche, au fost ținuți în beznă. Au fost ținuți într-o zonă în care doar cuvântul era la Arsene și Arsene era cuvântul la început. Asta a fost tipologia de a conduce a lui Arsene. Asta nu vreau să fac vreun păcat acum să parafrazez Biblia, Doamne ferește. Dar era o ironie. Reală, de altfel. De acolo nu am ce așteptări. Noi, liberalii cel puțin, avem ce așteptări să avem de acolo, în mod democratic, să avem discuții, în mod pragmatic, pentru județ, pentru a eficientiza relația politică, pentru a găsi punți de legătură pentru proiecte, pentru lucruri importante pentru județul Neamț, pentru că cei care au rămas după Arsene sau cei care vor rămâne după Arsene sunt exact oamenii lui Arsene. Ce așteptări să am de la Vasilică Harpa, de la Târgu Neamț, care e camaradul și discipol de al lui Arsene? Ce așteptări să am de la XYZ, nu mai dau acum toate numele din PSD, care au fost conduși ani de zile de Arsene și au acționat doar la comanda acestuia? Mari așteptări nu avem din zona aia, iar sunt convins că ce va rămâne în Consiliul Județean din punct de vedere administrativ la conducere, probabil că vor respecta... Eu cred că vor respecta foarte bine și foarte punctual, așa minuțios, dispozițiile pe care Arsene le va da ulterior, pentru că asta e a doua problemă. Pentru că Arsene va da dispoziții în continuare. De unde va fi? De unde e sau de unde va fi? Habar n-am. Dar Arsene va da dispoziții în continuare. Eu am o părere diferită aici. Eu sunt convins că... Dacă se duce la pușcherie, nu mai e de nicio dispoziție. Nu, eu... Aici eu sunt undeva la mijloc între... Dacă normal se duce la pușcherie. Nu, să vă spun ceva. Eu cred că întotdeauna, după ce un lider de genul acesta, sub care nu crește nimic... Da. Țin minte că acest lucru l-am spus într-o emisiune lui Gheorghe Ștefan, s-a supărat la vremea respectivă. În momentul în care nu mai are puterea, și care era puterea reală a lui Ionel Arsene? Banii prin care fonduri pe care le putea dirija la un moment dat foarte bine cât era în guvernul PSD. În momentul în care dispare chestia asta, să știți că nici cei din jurul lui care au fost nu cred că vor mai executa lucrurile. Într-o logică corectă pot să fiu de acord cu dumneavoastră. În logica în care știu că au funcționat lucrurile și în logica în care prezum că vor funcționa lucrurile în continuare, tind să nu vă dau de toate în totalitate, pentru că consider că Arsene îi place să conducă, îi place să dețină puterea, bani are, îi mai trebuie puterea, pe care s-a obișnuit și îi place. Va continua să încerce să conducă, asta, să dea dispoziții. Asta sunt de acord cu dumneavoastră că va încerca. Să dea dispoziții și ordine. Dar are cui? Oamenilor de casa lui. De altfel, Arsene, când s-a autosuspendat din funcția de președinte PSD și a pus pe cine? Pe mâna dreaptă. Omul care teoretic are cea mai multă încredere din PSD, că l-ascultă dumnezeiește, da? Pe Vasilică Harpa. Adică eu n-am așteptare că domnul Harpa, care e președinte la PSD astăzi, el ascultă 100% de Arsene. Arsene conduce PSD-ul astăzi. Presupunând că Arsene primește o pedeapsă astăzi cu executare și nu va mai fi președintele Consiliului Județean... Sau orice fel de pedeapsă și nu va mai fi președintele... Tot Arsene va da dispoziții lui Daniel Harpa. Sunt convins 100%. Iar Harpa nu-i va ieși din cuvânt. Pentru că, spuneați dumneavoastră mai devreme, făceați amintire la o emisiune a dumneavoastră cu un domn important din Piatra Neamț. E tot un domn important din Piatra Neamț, nu o să dau numele, spunea la un moment dat, când a avut ceva greutăți sau dificultăți în viață și probleme judiciare, le spunea unor oameni tot prin Piatra sau prin județ așa, domnule, dacă eu am fost unde am fost, poate am făcut o leacă de pușcărie și pentru tine, pentru tine, pentru tine. Aici avea dreptate. Și n-aș vrea să-mi aduc aminte acum
toate lucrurile care ne-au legat pe noi în trecut. Și a adus aminte pe felii. Și acel domn, vă știți foarte bine despre cine vorbesc, oamenii cărora probabil le-a transmis acele mesaje, mesaje între ghilimele, e o formă de șantaj cumva aia, unii dintre ei probabil că s-au executat și au zis, bă, s-a apucat nebunul să scrie și de mine, bă, stau, hai să văd cum fac să-i rezolv problema omului sau doleanța. Ei, sunt convins că Arsene a luat ce a fost mai rău de la politica care a învățat-o predecesori. El, de la predecesorii lui, vreo doi la număr, care au fost oameni puternici la timpul lor, și sunt convins că această modalitate de abuz, de a pune piciorul pe grumaz, de șantaj, o stăpânește foarte bine și sunt convins că va acționa în, pe elementul, în, în zona acestor elemente cu oamenii care și lasă după el. Gen, Asaftei la CJ, gen, alți consilieri județeni sau alți membri marcanți ai PSD-ului, Vasilică, Harpa și restul. Și eu sunt convins că, nu 100%, dar într-o proporție, oricum, net covârșitoare, peste 50%, acei oameni vor acționa în continuare. De frică, de emoții, alții din dragoste, alții, eu știu, cred în cuvintele care le mai spune Arsene, dar în continuare, părerea mea, că în următorii un an, un an și ceva, Arsene va putea să controleze PSD-ul la Neamț și anumite acțiuni ale CJ-ului prin acești oameni interpuși care sunt slujitori credincioși. Eu totuși asta până la alegerile din 2024. Eu consider că PSD-ul este ceva mai rămâne din PSD, ce va fi PSD-ul dacă se întâmplă cu Ionel Arsene ceva, este orgolios. Cum să se lase el condus la Consiliul Județean de un vicepreședinte la PMP sau de la ALDE? Eu nu cred că nu va încerca măcar să-și conserve postul. Păi postul. Pentru că ei sunt orgolioși, sunt oameni cu experiență acolo. Eu n-am contestat, eu nu spun că în PSD sunt oameni răi, peste tot, Doamne ferește, sunt și oameni care sunt echilibrați și ai cu cine stai de vorbă, Doamne ferește. Parlamentari de-ai lor, alți colegi, nu avem o problemă să demonizăm PSD-ul, Doamne ferește. Dar m-am referit la structura de putere din PSD astăzi, că acei oameni îi leagă prea multe de Ionel Arsene încât să-și permite luxul să nu asculte măcar o secundă de ce le va spune Arsene post-condamnare. Eu mă gândesc că votul pe persoană, de exemplu, în Consiliul Județean, este secret. Da, asta e adevărat. Și dacă cineva propune un altul... George Lază, acum discutăm, vă rog. Da, sigur că da. În începutul expunerii lui, domnule, s-a creat o organizație după chipul și asemănarea lui. Asta e adevărat. Asta e adevărat. Bun, dar dacă cumva se întâmplă să vină cineva la discuții, acceptați discuții? Păi depinde cine vine. Evident, da. Depinde cine vine. Foarte important, domnul Bălescu, cine vine. Și dacă persoana sau persoanele care vin au putere de decizie. Pentru că discuții, nu vă ascund și domnul senator de față, poate confirma, discuții, eu știu, de când a preluat domnul Harpa, ca să zic, PSD-ul, au fost tentative de discuții, dar acolo puterea nu are Harpa. Da, noi am discutat cu tot respectul cu Arsene, da, la un moment dat. Adică vorbim cu Daniel Harpa să vorbim ce? Că el trebuie să ducă după aia să-și ia ochiul de la București sau din altă parte, până de la Arsene. Dacă cei care vor rămâne în PSD cu funcții de conducere au atributul de a discuta și decizia la ei, sigur, Partidul Național Liberal, filiala Neamț, e deschisă la discuții. Dar vorbim de discuții care să privească în primul rând reformarea din temelii a actualii structuri a CJ-ului și a politicilor CJ-ului și a societăților care aparțin de CJ. Încep cu APA SERV și terminăm cu altă societate care vezi dumneavoastră. Adică nu vă imaginați că am discutat, am fost instituțional și am discutat când conduceam cu George și cu deputatul Leoreanu. Am discutat proiectele mari de investiții strategice pentru județul Neamț. Și am căzut de acord pe spital, pe drumul expres, pe centura Pietrei Neamțului, etc. Și pe împărțirea bugetului într-un mod judicios, echilibrat, într-un mod echilibrat, în funcție de criterii, nu în funcție de coloratura politică, ci în funcție de numărul de cetățeni, de arealul geografic. Cum să facem în mod normal. Da. Asta a fost. Aici o să fac o completare, scuze-mă, Eugen. Aici o să fac o completare. Domnul Bălescu, noastră, vorbiți foarte frumos, așa, într-un totdeauna.
Da, într-o conjunctură în care trebuie să existe ideală. Înțelegere. Suntem de acord noi liberalii să facem înțelegeri corecte, transparente, dar nu suntem de acord cu, și o să spun pe românește, cu huidumeală. Cu atitudinea aia de huidumă pe care a învățat-o Arsene Pălăie pe la Grumăzești, pe acolo, pe Toloacă, cum se spune. De ce spun treaba asta? Cât în 2021, de exemplu, da? 2022, când am fost prefect, dat fiind faptul că anterior i-am atacat în instanță deciziile, hotărârile CJ-ului de a împărți banii discreționar doar clientelei lui politice și la primarii, PNL 0, atunci când ne-am atacat în instanță, la Tribunalul Neamț am câștigat noi prefectura, la Curtea de Apel Bacău, într-adevăr, a fost o altă interpretare a curții, s-a pierdut dosarul invocat de noi de prefectură, cu toate că în alte județe din țară, alte curți de apel, au dat dreptate pe situații similare, da, în oglindă, instituției prefectului. Da, la Bacău a fost altceva, nu comentez hotărârea instanței de judecată. După care domnul Arsene, într-adevăr, a stat de vorbă cu noi și am găsit un echilibru în care colegii PNL, mă refer la primarii aici, să nu fie codaș, adică să primească 0 lei sau 10.000 sau 20.000 de lei să-și bată cineva joc de aici, să primească niște sume orientativ ok pentru comunitățile lor. Asta a durat foarte puțin. După, domnul Arsene a călcat în picioare orice fel de agrement politic, s-a suit cu picioarele pe primarii PNL și a început să le dea zero. Adică nu poți să dai la un primar PSD 5 miliarde, 7 miliarde, 9 miliarde, iar la primarii PNL, care au comunități foarte mari, care au proiecte europene de milioane de euro, să-ți bagi joc de lei, să le dai 50.000 de lei sau 100.000 de lei sau 30.000 de lei. Nu poți să dai la o comună dublu decât dai la un locul Piatra Neamț și municipiului Roman. Adică Piatra Neamț și municipiul Roman au un total aproximativ 130.000 de locuitori pe ultimul recensământ, da? Și tu le dai la ambele 5 sau 6 miliarde, iar la, o comună de 2-3 mii de locuitori dai tot 6 miliarde. Adică asta frizează penibilul, da? Adică asta înseamnă huidumeală din punctul meu de vedere. Ori lucrurile astea trebuie să înceteze. Arsene, de ce a făcut treaba asta? Pentru că acei primari, că trebuie spus treaba asta ca să știe oamenii, au nevoi, au proiecte în cofinanțare pe fonduri europene, au nevoie de bani, au nevoie de investiții, ca și primarii PSD, nu neg. Atunci când vezi că iei zero sau că îți dă 50.000 de lei sau 20.000 de lei, dai repede fuga la ușa președintelui, la CJ. Și domnul președinte, nu se poate, domnule, am și eu nevoile astea, am și eu greutățile astea fiscale, bugetare. Așteptați-mă, domnule, și pe mine. Și atunci vine acea formă de șantaj, i-aș spune eu, domnule, hai să vedem, ne mai gândim. Să vedem dacă ești băiat bun, dacă ești băiat rău, să calculăm voturile, hai să ne vii la noi, nu vii la noi. Despre adică, Arsene, nu știu, mie mi se pare subiectul zilei. Dați-mi un alt subiect atunci. Nu, că ăsta e subiectul zilei, cum ar veni. Avem alte lucruri de făcut. Vă rog. Chiar acum discutăm de Arsene. Aștept o întrebare și răspund. Spuneți. Bun, este foarte important subiectul, domnul senator. De ce? Pe mine mă interesează, ca locuitor al județului, ce se va întâmpla după. M-am cam săturat să văd programe antimită făcute în 16 luni la Consiliul Județean, cu o conducere a Consiliului Județean care tot avea probleme penale. Sau mă rog, civile cu plată. Deci m-am cam săturat. Și aș vrea să schimbe niște lucruri. Și de asta v-am întrebat, nu din alt motiv, că poate va fi achitat domnul Arsene și lucrurile vor merge înainte. Poate îi trimis la rejudecare și lucrurile vor merge înainte. Poate, eu știu, nu știu, poate e prescris tot. Dați-mi un subiect. În marți, într-o săptămână, voi face la Parlament, la comisia pe care o conduc de antreprenoriat și turism, o dezbatere cu toate patronatele din turism, cu Camera de Comerț și Industria României și să vedem pe cine mai invităm, Ministerul Turismului și... Ca o prelungire a propunerii pe care ați făcut-o. Exact. Bun, este un subiect, dar ăsta l-am discutat. E foarte bun. Domnul Lazar, dați-mi dumneavoastră un subiect. Dacă nu discutăm asta. Dați-mi un subiect nou. Un subiect nou, păi nu-mi dau seama, subiecte așa pot fi multe, Domnul Țapă mi-a spus unul, dați-mi dumneavoastră unul.
Și te vede ce greu e să fii moderator? Păi, da, de ce? Păi, de exemplu, știți de ce v-am dat eu subiectul ăsta și insist pe el? Pentru că, în opinia mea, ăsta e subiectul zilei. Că l-au preluat și toate televiziunile. Absolut că este subiectul zilei. Care pleacă la... Eu am recunoscut că este un lucru foarte bun. Este un lucru constructiv. Și cei care dau bani pentru impozitele bugetarilor, hai să nu ne mai ascundem, banii pentru... buget, corect, vin din mediul privat și din împrumuturi. Corect. Nu sunt alte surse. Deci cei care dau bani meritau și ei, meritau și ei să fie într-un fel stimulați. Exemplu, eu, și a fost o știre foarte bună și revin asupra ei și în emisiunea dumneavoastră, vizita pe care am efectuat-o la doamna Ligia Deca, ministrul învățământului. Uite, un subiect interesant. Și vor veni. Ministerul Învățământului va achiziționa anul acesta, scoate în procedură de licitație, cred că undeva luna aprilie, luna mai, din ce am înțeles la doamna ministru, prin PNRR, achiziționarea 3200 de microbuze full electric, adică total electrice, pentru comunitățile din România. Astfel, vor fi microbuze, înțeleg, de variantă 8 plus 1 și 16 plus 1, microbuze care vor ajunge în fiecare localitate din județul Neamț și, sigur, în fiecare localitate din țară. Asta este un program extrem de important pentru și care atinge, pe de o parte, și mediul educațional, adică copiii plus părinți, așa, plus rezolvă componenta de mediu, da, probleme pe care le au colegii primari, pentru că flota de microbuze, cel puțin din datele pe care este le am învechită, eu, tot. Este super mega învechită. Sunt foarte multe microbuze care sunt și căzute. Sunt primari, de exemplu, care mă sună și îmi spun, domnule, dacă găsim un microbuz care e stricat sau are, e foarte vechi, dar care cât de cât mai poate fi reparat sau mai merge, la altă primărie, haideți, domnule, să vorbim cu ăla, poate mi-l împrumută, poate mi-l dă într-o formă. Este într-adevăr o problemă, este o problemă reală asta. De altfel, Agenția Fondului de Mediu prin Ministerul Mediului urmează să scoată, înțeleg, în varianta de program RABLA, în cursul lunii martie, dacă nu mă înșel, sau începutul lunii aprilie, iarăși un program prin care primăriile, UAT-urile pot achiziționa prin școli, da? Pot pentru achiziționa școli. Microbuze de tip hibrid pentru transportul elevilor. Adică astea sunt lucruri importante. Aici interesează foarte mult pe directorii de școli, pe primari, obligatoriu să se intereseze, că ei trebuie să se înscrie și să scrie ghidul, să completeze ghidul la AFM și interesant foarte mult și pentru copii. Cel puțin în mediul rural este extrem de important transportul școlar. Hai că zici că în municipiile mari te mai descurci. Dar în mediul rural este extrem de important. Mai este o problemă asta cu transportul. Asta e o știre importantă. E foarte importantă. Mai este o problemă cu copiii care fac naveta la liceu. Știu. Și aia... și acolo când sunt zone în care îți vin autobuze întregi de copii. Bun, alea sunt pe... Pe trasee mari. Transport, sunt firme care fac transport, dar poate cineva ar trebui să gândească și o chestiune legată de acești un copii. Un alt proiect important și o să vi-l trimit, o să facem și un comunicat și vi-l trimitem, este tot pe zona Ministerului Educației, care prin Planul Național de Redresare și Reziliență, acel celebru PNR, a lansat apelul competitiv de proiecte pentru dezvoltarea serviciilor de educație timpurie complementară, finanțat prin PNRR. Sunt alocați 103 milioane de euro pentru creșterea de capacității sistemului și a calității serviciilor educaționale timpurii. Își propun la nivel antrepreșcolar și nivel preșcolar până la 20.000 de copii care provin din grupuri țintă defavorizate. Se alocă undeva la aproximativ 250.000 de euro, va fi valoarea proiectelor, pe minim 2 săli de activități copii pentru achiziționare mobilieră, echipamente, materiale necesare amenajării spațiilor și serviciilor complementare nou înființate, achiziționarea materialului didactice, hranei, precum și transportului pentru copii pentru o perioadă de cel puțin 12 luni, servicii de formare și consiliere și sprijin pentru părinți și reprezentanții sau reprezentanții legali, persoane în grijă a căror se află copilul. Astea sunt niște proiecte scoase tot de Ministerul Educației. Termenul final de depunere este 28 martie. Deci așa acum e rapid. Da, și fiecare primărie am ghidul, am tot ce trebuie, l-am și informat pe colegii primari și fiecare primărie poate accesa un proiect de până la 250.000 de euro valoare prin care îți faci două unități de clasă
la standarde super high, foarte 280 mișto, de mii, da, de euro. Și pe 12 luni face o școală. Da, iar pe 12 luni hrana pentru copiii respectiv, părinții care vin acolo, plus plata supraveghetorilor care vin sau celor care fac activitățile de parenting, sunt suportate de minister. Ceea ce e foarte mișto. Iar gândiți-vă că după încheierea acestui proiect, să zic, după cele 12 luni, acele săli rămân acolo ca dotare, fie la școală, fie într-o zona primăriei, în care eventual, poți să te adresezi pentru alte activități. Eventual didactice. Poate fi continuat pe plan local. Exact. Sau pe alte activități didactice pe care poți să le faci după aia copiii din școală. Adică e un proiect nu de mare anvergură, dar e un proiect foarte... Dar să știți că noi avem prioritate zero în sesiunea asta parlamentară să trecem legile educației. Legea educației naționale. Eu n-am nimic împotriva, n-am nimic împotriva a priorității zero, și că educația e prioritate zero de mult. Mai ales din, și din perspectiva economică, pentru că, repet, principala problemă a economiei naționale și devine din ce în ce mai acută e lipsa de forță de muncă calificată. Domnul Bălănescu, știți cât avem media de vârstă la cei cu școli profesionale, la meseriași? Peste 50, bănuiesc. 58,5. 58 de ani și jumătate și nu mai vine nimic din urmă. Aici e problema. Problema este de ce? Păi, pentru că am omorât învățământul tehnic și profesional. Am pus un rector să facă reformă în învățământ și el a judecat învățământul profesional din prisma învățământului superior. Aici trebuie reglementări foarte clare, da? Pe lângă treaba asta avem așa, probleme demografice uriașe. Păi hai să facem o analiză de ce tot spun eu că asta e cea mai importantă problemă a economiei naționale. În România mor mai mulți oameni pe an decât se nasc, cu cât credeți? Spuneți. Între 160 și 180 de mii. Pe an? Pe an. Adică un oraș din mărimea Ploieștiului. Dispare anual. Piatra Neam și Roma la un loc. Nu, mai mult. Mai mult decât Piatra Neam. Aproximativ, da. Da? Ca să ne facem... Pe lângă asta, trei, avem probleme de migrație. Pleacă între 150 și 200 de mii pe an. Oamenii activi. Acum, când adunăm 160, să spunem, la minim, da? Și cu încă 200... Să spunem 350.000 pe an dispar din România. Oamenii activi, care ar fi trebuit să intre în... Păi nu, că pleacă în general oamenii activi. Și atunci, în 10 ani, ce se întâmplă? Dispar 3 milioane jumate. Cine o să mai plătească pensii? Cine o să mai... Vedeți? De aia e important să dau drumul cât mai repede la o lege care reformează structural sistemul de educație, ca să am măsuri de pe termen mediu și lung, iar pe termen scurt sunt alte măsuri. Deci trebuie importată forță de muncă extracomunitară, că n-ai altă soluție. Adică eu aștept să văd ziua în care... Forța de muncă, până îți vine la tine în țară, până o califici, că ei sunt necalificați, marea majoritate, care vin nepalezii, toată zona aia... Depinde, acum sunt scouteri de ăștia. Da, dar zona ce vine de pe Nepal și din toată partea aia, forță de muncă necalificată, până ce să-i califici. Așa este. Parte dintre ei se orientează spre țările din... Că avem probleme serioase de discutat și nu despre un individ, că sper cât mai repede să dispară din peisajul politic. Public. Nu, politic, administrativ public. Da. Public, da. Că acolo face rău. Acum, cum să vă spun? Libertatea... Cum să vă spun? Eu mă bucur că vreți să discutăm lucrurile astea. Ba chiar, cum să vă zic, vorba cuiva, băi, hai să ne trezim să le discutăm. De acord, dar cum să vă spun, le discutăm la modul constructiv, adică eu am văzut legile învățământului, că sunt mai multe, da? Legile învățământului. Sincer, sunt câteva lucruri care se schimbă, dar mi se pare că nu se ating problemele esențiale, alea care trebuie să schimbe din temelii niște lucruri. Facem schimbare la examene, facem schimbare la BAC, la admitere, nu mai avem învățători decât cu studii superioare, da, ok, foarte bine, n-am nimic împotrivă, dar hai să vedem un pic. Chiar nu se poate lucra un pic la curriculum?
Păi e obligatoriu. Păi dar nu prea se vede umblat. Chiar trebuie să mai stăm, să așteptăm, să salutăm toți directorii de școli, așa, inspectorii școlari? Deci, păi da, avem exemple în neamț. Deci, dar se sparg și inspectoarea de școlare. Unde se sparg? Pe o parte pleacă la Consiliile Județene, altă... Păi și atunci ce am făcut? Eu cred că trebuie să prezumăm că la Consiliul Județean avem o conducere cu mintea acasă. Dați-mi voie să vă spun că, de fapt, inspectoratul nostru școlar a anticipat mișcarea asta. A anticipat înainte. Doamna inspector școlar a fost angajată și este ACJ-ului încă și are postul acolo. Da, păi și l-a și prezervat, am înțeles, că în eventualitatea în care... Pe, nu pierde susținerea la dumneai. Deci, și atunci, deci vă dați seama, cineva a anticipat legea. Dar acum, vorbind foarte serios, e adevărat, doamna, e o problemă. Eu nu vreau să fac prea multe comentarii. Dar eu nu fac comentarii. Adică, din ce am mai discutat și eu cu cadrele didactice, a politizat la maxim educația în județul Neamț și asta e un lucru nu negativ. Grav. Da, deci... E clar că trebuie să discutăm despre învățământ. Plus că sunt despre învățământ, sigur că da. Plus ca și partea subiectelor locale, pentru că am văzut că ați scris și dumneavoastră, au scris și alți colegi de presă, pe situația școlii 5. Dom'le, n-am văzut atâta răutate și meschinărie politică ca la această distinsă doamnă Florentina Moise și la colegii de la PSD, prefect și la ARSN. Bă, primăria Piatra Neamț, eu înțeleg simplu lucrurile. Bă, primăria Piatra Neamț a obținut fonduri, s-a zbătut, a scris proiecte, a obținut fonduri să renoveze... Mai multe școli. Mai multe școli, nu mai una, vreo 11 sau 12 în total. Da. Să renoveze corpul de la școala 5, care înțeleg că nu e renovat de 10 de ani. De la începuturi. Sau de la începuturi. Ok. Bă, e un motiv de bucurie, că acolo intră niște bani, iar peste, nu știu, jumătate de an, un an, când vor fi la gata... La final de an trebuie să fie gata. Așa vor fi condiții moderne pentru, atât pentru cadrele didactice, cât și pentru copiii care învață acolo. Deci este un motiv clar de bucurie și un merit administrației Andrei Caravelea la Piatra Neamț. Dom'le, sigur, trebuie relocați copiii pe măsură ce încep lucrările acolo. Înțeleg că CJ-ul a dat cu foarte mare întârziere un corp nou de școală la... Nu-i corp nou, părăsit corp de 4 ani. Un corp nou față de celălalt, ci un corp părăsit de ani de zile. El a dat cu mare întârziere primăriei Piatra Neamț, primăria în 2 săptămâni sau ceva de genul ăsta. Trebuia săptămâni, să facă mai minuni, puțin. Să-l pregătească pentru a se putea intra în sălile alea de curs, lucru care e extrem de greu. Știm cu toții cum funcționează lucrurile, mai ales în partea asta de construcții. S-a zbătut primăria, a reușit cât de cât, sigur, nu într-o variantă dorită sau cea mai bună, dar a reușit cât de cât să aducă lucrurile la ca acei copii să se poată muta și după aia apar tot felul de meschinărie a prefectului. Și, care, și el intervine prefectul. Îi instigă părinții împotriva primarului. Adică, domnule, n-am văzut așa ceva. Ce treabă ai tu, prefect, la o școală să te duci acolo? N-ai nicio legătură, vezi, mă, tată, de treburile tale administrative la prefectură, că și așa nu ți le faci pe acolo. Ce trebuie tu la o școală? Duci cu Florentina Moise și cu Arsene să vezi tu acolo... Pe banii obținuți de primărie. Pe banii obținuți de primărie și te duci acolo să bași fitile la... Noi am rezolvat problema. La părinții acelor copii să le spui niște minciuni și să le spui verzi și uscate, să faci consiliul de administrație unde limbajul e total ca pe Maidan folosit de această Florentina Moise, deci un limbaj de Maidan, cu injurii și trivialități la adresa lui Andrei Caravelea, pentru că ea a transformat întâlnirile din Consiliul de Administrație la școala 5, întâlnirile cu părinții de acolo, a transformat într-un element politic. Bă, nu se face așa ceva. Tu te, mă, frate, ceartă pe altceva, pe subiecte politice, nu-i problemă. Zicem și noi, zic și ei, nu-i problemă. Suntem tăbăciți, acceptăm și injurii și trivialități, nu-i asta problema. Dar nu te duci să faci politica, să cobori în școală. Deci, acolo, bă, nu se face așa acolo ceva. Lucrurile sunt foarte simple. Ai văzut că nu e finalizat? Tăi, faci o cerere. Eu înțeleg și, ceva, domnul Bănescu. Și noi, domnule, a venit, vă dau exemplu cu spitalul, nu? Bă, a venit Arsene că propune spitalul de 650 de milioane de euro. O chimeră, o nebunie, o fantasmagorie, nu se putea așa ceva. Am discutat și noi la minister, am discutat și noi cu europarlamentarii noștri care sunt la Bruxelles. Fără de 200. Conectați pe PNRR, care știu ce bani vin pe sănătate. Și am făcut conferințe de presă spus, unde eu am spus, susțin spitalul județean așa cum am discutat, votăm, că problemă. E absolut necesar. Dar reveniți cu picioarele pe pământ și faceți un proiect de maxim 200 de milioane, că altfel nu vi-l aprobă nimeni. Când bugetul de construire era de 1 miliard 100,
Și s-a făcut proiectul și încă 700 de milioane pentru dotări. Da. Și acolo pe proiectul la spital, ca să vedem unul la alta, dar închid paranteza imediat, pe proiectul ăla a fost proiectul mare, de 650 de milioane de euro, da? Știți cum s-a făcut proiectul ăsta pentru ăsta de 200? Ca la partaj. Exact, ca la partaj. Nu vorbesc serios. Deci ca la partaj. Deci cineva din cadrul Consiliului Județean, care se ocupă de fonduri europene în Consiliul Județean, a luat din proiectul mare și a zis, bă, ăsta e proiectul mare, da. Bă, nu mai avem timp să facem un proiect de la zero, fezabil, solid, un proiect adevărat pentru spitalul de 200 de milioane? Nu. Am înțeles, ok, că ei sunt tot timpul în întârziere, că au pierdut, de asta am pierdut și proiectul pe apă de 311 milioane. Și a zis, bă, din proiectul mare tăiem din 650, ajungem la 200, uite, ăsta e spitalul. Spitalul, am fost ieri în spital și am discutat câțiva doctori, nu dau nume. Șef de secție din Spitalul Județean Neamț, oameni foarte ok. Și îmi spun oamenii de acolo că din punct de vedere actului medical, este ceea imposibil. Ce propun este imposibil. Este imposibil de realizat ca act medical. Adică trebuie să faci naveta de Spitalul Județean actual și Spitalul Județean, când va fi el făcut, ăst nou, cu pacientul de la UPU la chirurgie, de la cardiologie, la alte secții. Secțiile astea trebuie să fie interconectate. Adică e o nebunie. Da. Nu știu cum va fi realizat proiectul ăla. Sper să dea important, să... important este că, așa cum am spus eu, nu s-a gândit nimeni la planul B. Dar îi închid imediat. Da. Am făcut analogia asta cu spitalul, pentru că noi liberale suntem de acord cu proiectele, suntem de acord să aducem bani în județ. Suntem, nu contează cine îi aduce, că îi aduc colegii, nu știu, de la USR, de la PSD, de la AUR, de la ce vreți dumneavoastră. Nu e că e un proiect bun pentru județ și vin bani în județul ăsta, votăm și susținem și ajutăm. Dar în partea cealaltă văd o meschinărie politică de joasă speță, în momentul în care primarul aduce bani, în loc să pui umărul să ajuți la renovarea unei școli noi, tu nu știi cum să pui contra. Dom'le, e o nebunie. Pe contra pe ce pui? Pe tinerii? Pe mine m-a deranjat că au fost folosit și pe părinții care suferă copii acolo. Păi, suferă copii. Pe meschinăria PSD-ului și Florentina Moise. Păi, și a prefect. Da, bă, nu se face așa ceva. Da. Iar domnul Harpa, dacă era președinte asumat, trebuia să o zboare de acolo pe Florentina Moise. Dacă ține la copii. De el nu ține la bătrâni, apoi la copii nu-l interesează. Da. E cam final de emisiune. Am depășit timpul. Asta pe e final. Bine. E bine. Nu? De ce repede trece timpul cu noi? E ca la fotbal. Când joacă ea în Champions League, nici nu știi când s-a încheiat meciul. Vă mulțumesc că ați participat la această emisiune comparată cu meciurile din Champions League. Foarte frumoasă și corectă afirmația lui, domnule senator. Să ne întâlnim și să discutăm după ce se fac pași cu legea asta. Eu aș vrea să o văd votată, sincer. Să văd și eu odată că statul român dă ceva către... Televiziunile naționale au interviuri pe stradă. Antena 3, Digi... Toți cetățenii intervievați sunt foarte buni, foarte bune inițiative. Deci, okay. Am mai întrebat și noi, sunteți de acord să dea liber de 8 martie pe stradă? Și a zis, ce, ideea este bună, dar nu scam multe zile libere. Păi, dar au dreptate oamenii. Păi și atunci de ce prea se votează? Zile libere, și atunci de ce se votează atâtea zile libere? Păi, întreb și eu. Eu sunt unul care mă opun tot timpul la prostia asta cu zilele libere. Deci, exagerăm de acolo. Deci mai trebuie un pic și facem o lună și ceva de zile libere pe an și mai adăugăm... Câte zile libere au în alte țări? Nu. Sub 10. În Statele Unite sunt 8 zile libere, atât. 8. Punct. Deci noi nu ne comparăm cu Statele Unite acum. Păi nu... Dar probabil ăia nu muncesc la serviciu cât muncesc ai noștri când sunt la treabă. Nu, credeți? Da. Tot sistemul acolo e privat. Ne oprim aici, mulțumesc pentru participarea la emisiune și cred că săptămâna viitoare vom avea subiecte multe de discutat. Mai multe, nu știu de ce simt eu așa, că vor fi mai multe subiecte de discutat. Cele bune, oameni buni, numai bine, weekend plăcut și așteptăm vești. Nu Brașoave, vești. Numai bine.